sunt conform date prevede la dispoziție numărul 173 din 7 iulie 2023, fiind prezent majoritatea consilierilor local declarând deschisă ședința și pentru început, cum v-ați obișnuit, dacă sunt obiectivă în acest interval, l-ați avut pe mail-ul trimis din iunie ca să le consemnăm. Dacă nu, supunem la vot procesul verbal din 23 iunie. Cine este pentru? Mulțumim. Dau cuvântul președintelui ședinței, domnul Iosteru, ca să prezinte ordinea de zi. Bună ziua! Un proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă aferent anului 2022 de către primarul Comunei Iasău, domnul Emilian Budacă, inițiator primar Emilian Budacă. 3. Proiect privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în comuna Său, județul Bacău, inițiator primar. Probleme diverse, modificarea ordinii de zi, un proiect privind încheierea contractului de asociere a Comunei Său cu județul Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Bacău, în vederea finalizării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator primar. 2. Proiect privind încheierea aprobarea proiectului a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerei proiectului construire creșă mică pentru maxim 4 grupe, 40 de copii, în comuna Său, județul Bacău. În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta 15, educație, inițiator primar. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Cine este pentru? Discuții. Discuții, dacă sunt discuții. Comisia vize favorabile. Vedește președinte. Președinte, cine spui? Domnul Ferdi Maris. Supunem la vot cine este pentru. La proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă aferent anului 2022 de către primarul Comunei Iasău, domnul Emilian Budacă, inițiator primar Emilian Budacă. Discuții? Da. Ar trebui să fie, nu? Să punem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 3. Proiectul privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în comuna Său, județul Bacău, inițiator primar. Discuții? Comisia de dezvoltare a vis favorabil, Comisia de administrație a vis favorabil, Comisia de învățământ, sunt câteva amendamente aici. Era scris mult ce am spus, câteva. Domnul consilier Petru Claudiu propune, în cazul agenților economici, persoane fizice sau juridice care desfășură activități de tip comercial, stradal, ambulant, să interzice utilizarea mijloacelor de avertizare sonoră în intervalul orar 22:09:30 pentru a evita eventual încălcări a legii 69. Da, vin cu portavoce pe drum. Da, corect. Noi am văzut bine în la până la 9 dimineața, da, vin oamenii de la schimbul 3, sunt copii, dar trebuie să faci și un cap de am avut și o sesizare la o familie de acolo, să ducem fătura de ca să respectăm intervalul orarului și prevăzut de lege, care prevede până la 8 și eu l-am extins până la 9:30, că vin oamenii de la schimbul 3, sunt familii care au copii mici și când vin cu porta vocea pe drum, nu mai doarme nici copilul, nici tu nu te poți odihni.
Cum? Au găsit și câinii. Da, s-au pus și câinii din urla și deranjează pe toată lumea. Și atunci trebuia să oferim un cadru legal poliției ca să ia măsurile necesare atunci când este cazul. De asta. Corect. La 8 dimineața, da, mai mult de 8 nu se poate. N-are, de ce? Păi de ce? Păi dar omul vine la ora 7. Ce trebuie să mine? Păi trebuie să ne interesez că noi reprezentăm colectivitatea. Corect, așa ceva. Și omul ăla muncește. Păi muncește. Da. Noaptea muncește și la dimineața. Corect, dar de la ora 8. De la 8. Cu toată lumea se merg la 8. Păi nu toată lumea. Păi de la 9 seara. Nu, 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 nu că iese la muncă, că se apucă din urmă cu poarta vocea. Păi nu, asta e meseria lui. Băi, 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 legea 61, vă citesc imediat, dacă nu dați voi un minut. Articolul 1, legea menționată de mine, legea numărul 61 din 1991, articolul 1 zice: pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică necesară desfășurării normale a activităților economice și cultural, sociale și promovarea unor relații civilizate în viața cotidiană, cetățenii sunt obligați să aibă un comportament civic, moral și responsabil în spiritul legilor țării și a normelor de conviețuire socială. Iar în articolul 2, dacă vă duceți în regulament, la articolul 32, punctul 10, este trecută contravenție cu durarea liniștii și ordinii publice. Exact. Durarea liniștii și ordinii publice. Da. Iar articolul... Articolul 2, aliniatul 25, tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, ori prin strigăte sau larmă. Tulburarea liniștii locatarilor 26. Tulburarea liniștii locatarilor între orele 22 și 8 și 13 și 14 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect, ori instrument muzical la intensitate mare în localul sau în sediile persoanelor juridice, locuințelor persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situată în imediata vecinitate a acestuia. Da, da. Exact. Ei, și asta eu am vrut să-i extind pentru oamenii care îi reprezint. Mai eu nu pot să ne spun ceea ce îi reprezint. Asta nu e o problemă. Nu era foarte puțin. Sunt de bani, sunt de muzica până la 3 dimineața. Și asta. Dar urmă, cât Costic, nu la aia o avem. Aia e cuprins aici. Aia este cuprins. Costic, îmi vreau poate că muzica la poate. Eu nu pot să nu spun ceea ce spun. Eu trebuie să spun. Domnul Claudiu, haideți să înțelegem. Deci, e programul. Programul. Exact. Să se ducă până la ora 9, 9:30, ca să aibă timp și oamenii care vin la treabă să vină. Am înțeles. Eu nu deci, noi, amendamentul ăsta în asta constă. Să fie un program între ora 21 seara și 9:30 dimineața, fapt 21 să-și facă activitățile, dar nimic treabă cu ei, nimeni treabă cu ei. Da. Deci nu se interzice efectuarea comerțului pe timp de zi, ci doar între 21 fără să mă rămânească cu portavoce. Portavoce. Atât. Pe timpul zile, după ora asta se poate folosi. Atât. La 9 mă folosesc seara, la 8. Până la 8 de obicei fiind. Dar dimineața deranjează. Inclusiv pe mine. Dar aici nu mă reprezint, pe mine reprezint oamenii. Că noi n-am fost trimiși aici pentru interese personale. Oamenii sunt respecti legea. Nu supunem la vot 28 amendamentul. Legea prevede 28. Dar regulamentul acesta, local, e regulamentul nu putem face ceva de azi, între 13 și 14. Deci așa e și așa. Da, amiază asta. Și așa e și atunci am dat la 4 și dacă el vine la ora 10 ziua cu portavoce pe drum și omul se odihnește din la schimbul 3. Asta e ce se face. Am zis acasă, nu, ne ducem nu prea mult. Dar noi nu interzicem comerțul.
mâine, ci doar manifestarea promotoare. Să rămână la vot? La vot. La vot. Cum punem la vot la amendament? Să punem la vot la amendamentul. Cine se vede? La 9 de amendamentul, dacă se vede la vot. Nu vă din cauza camerei. Da. 2. Vă sunteți acum? La vot. La legea spune de azi, domnul la vot. Pentru legea asta, nu mai de azi, domnul la vot. Și acum proiect consiliu, să-l supunem la vot, dacă nu mai țin discuții. Înțeleg că amendamentul nu a trecut, sunt formă de vot. Nu a trecut? Nu. Eu am numărat 4 voturi, nu am numărat. Dar nu v-a stabilit că nu. Da, exact, nu s-a stabilit. Iar nu s-a stabilit. În regulament spune între orele 22:00 și 1:00. Da. Asta s-a votat. Supunem la vot proiectul mașinării, numărul 3. Cine este pentru? Da. Probleme de mers în modificarea ordinei de zi. 1. Proiect privind încheierea contractului de asociere a Comunei Său cu județul Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Inițiator primar. Discuții? Comisia la vize favorabile. Supunem la vot. Cine este pentru? Doi. Proiect privind încheierea, aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului construire creșă mică pentru maxim 4 grupe și 40 copii în comuna Său, județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta 15 educație, inițiator primar. L-am băgat la modificare ordinii zi, deoarece n-am avut terminată toată documentația până la data literii. Am reușit de a termina documentația, am reușit de a aduna 114 semnături de la familiile tineri, că asta e una din condiții dacă vrei să ai punctaj. Am reușit de a-mi întins pământul la școală la Luncă să ne încadrăm, că e un proiect tip, dacă nu ai spațiu suficient, nu poți să accesezi un astfel de proiect. Acum, noi ne-am făcut datoria și am muncit să vedem dacă o să avem și sorți de izbândă. Îl depunem pe componenta 15, pe PNRR, crește 40 de copii, cea mai mică, am gândit-o pentru comuna noastră. Dacă o să reușim, vedeți că nu mai sunt locuri nici în oraș, în Comănești, nici la Dărmănești, duce pe la Moinești, la Grădinița Verde, ducem copiii. Dacă o să reușim, sperăm să... Cum? Nu am înțeles. Bă, în fine. Da. Deci nu sunt locuri. În orașul Comănești nu sunt locuri. Da. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci sunt probleme diverse, vă răspunzi. Prima problemă ar fi cu cetățenii noștri din comună care nu înțeleg ce înseamnă recensământul. Li s-a indus sau nu știu cum să mă exprim ca să înțelegeți. Vezi, Doamne, să nu se recenzeze. Dar recensământul e de pe timpul lui Iisus. Dacă citim în Biblie, când s-a născut Iisus în Betleem, părinții lui au venit să se recenzeze. Deci de 2000 de ani se recenzează, poate și înainte. Nu știu ce e rău prin chestia asta, când ne recenzăm.
dacă noi nu ne recenzăm, la nivel de comun o să avem de suferit. Și la nivel de țară, și la nivel... ăștia au interes să vadă cât suntem și dacă noi nu înțelegem fenomenul ăsta, o să fim vitregiți de fonduri europene, de bani guvernamentali, de bani de la județ. Păi cât sunteți? Păi 7.000, teoretic noi acum, la statistica, 7.300, da. 7.300? Da. Și doi, dacă nu reușim să trecem măcar pragul de 5.000, o să ne declaseze din comună de categoria a doua, o să fie comună de categoria a treia. Și nu o să mai primim fonduri, nu o să mai primim nimic. Nu știu ce e rău în asta că te recenzezi. Ce spune? Că vezi, doamne, CNP-ul, dar CNP-ul l-ai pus tu pe Facebook. Nu știu din aia care nu vor să recenzeze, nu au Facebook. Dar toate datele ți le-ai dat acolo, frate. Dar nu știu ce chestii, adică... Dar ați văzut cum sunt chestionare. Ce te întreabă? Te întreabă, ai locuință, câte camere, dacă ai baie sau nu ai baie. Și câți copii sunt și... Ce alte secrete te mai întreabă? Cum stăm la nivelul? Da. Noi stăm, bine, și oricât de cât, dar sunt cetățeni care s-au refuz. Și nu știu, legea spune să... O să fie amendați. O să ne convine să fie amendați de la... De la 1.000 la 3.000 de lei, să primești 30 de milioane amendă pentru că nu prezintați. Da. Asta vă rog să înțelegeți. Deci toți dorim să faceți, să absorbiți fonduri europene, să toată lumea strigă, dar, domnule, trebuie să îndeplinim niște condiții. Că Uniunea Europeană nu ține un sertar deschis și zică, hai fraților, luați bani din ce. Nu, trebuie să îndeplinim niște condiții ca să poți obții fondurile alea. Înveți? Pe orice proiect trebuie să ai un număr de cetățeni, trebuie să ai un spațiu, trebuie să ai un... Pentru toate. Ei, și dacă noi nu o să reușim să trecem pragul ăsta de 5.000, o să avem suferit. Sfătuiesc pe toată lumea, nu cred eu că e un lucru rău. Care au fost, așa au fost chestii care nici eu nu am fost de acord cu ele și da, asta e altă problemă. Dar recenzarea? E o statistică, numără cetățenii și eventual să vadă câte gospodării sunt ca să știm cum ne poziționăm. Da, e o chestie care eu n-am înțeles-o și sfătuiesc cetățenii să recenzeze. Dar pe ce dată? Să mai prelungit o săptămână până duminica viitoare, până pe 24. Alte probleme? Dacă în lumea noastră cetățenii care au vrut să ne rog cu ibrie. Ca nu lăsăm nimeni în ele. De ce lumea e nemulțumită? De ce se plătește taxa de bună? Dumneavoastră explicați la oameni ca să știe. Da, da, asta se știe dintotdeauna. Păi se știe, dar uitați că multă lume mă întreabă pe stradă de ce plătesc eu taxa de bună dacă la mama nu mai stă nimeni. Mama a murit, casa e părăsită, nu stă nimeni. Dar e vișoraniez, vișor de râni, vișor, da, da, fața locuința aia. Casa nu-i, casa nu-i dărâmată. Fața locuința trebuie să faci șansul, da, odată pe an, vine cineva, da, vine cineva să facă curat. Deci scoate-i cu noi și lămâne, zile, să vadă lumea. Și taxa de cu noi nu. Eu le-am mai spus, dar lumea nu înțelege. Domnul Sem, taxa trebuie să înțeleagă oamenii, acum spun. Ea nu este, în cazul nu. Că nu o plătește la primărie. Da. Taxa de gunoi doar o încasează primărie și o virează la ADIS. Dumneavoastră este casă ca să înțeleagă. Păi asta le explic oamenii să înțeleagă. Taxa nu o plătești la primărie. Ce spune dumneavoastră, am pus la majoritate. Omul înțelege, dacă eu nu se nimeni acolo, de ce mă pui să plătesc taxa de gunoi? Că nu scot gunoi de luat niciun gram de an. Oricum vin eu, vin la, să fac o dată curat, vin să trece prin fața forței de zăpezești. Auziți, hai să ne luăm casa în spate și să plecăm din comună, dacă nu vreți să pe timp. Păi lege noi de la noi, pusă. Da, asta e vorba, da. Eu ne-am explicat la fiecare, vă înțeles, că eu am explicat la fiecare om, vă înțeles. Eu știu, dacă ai o proprietate, păi ce să faci cu atunci? Hai să nu mai plătim din loc și... Și cu gunoi selectiv, l-am informat cu domnul. Deci, o cod max s-a ridicat cu noi selectiv când a fost și vineri când a fost iar vinerea trecută, i-am luat cu domnul Dice, o am scos iar plastic. Exact, dar mai veniți o doamnă, a spus că era tare supărată că nu i-a luat cu bine, dacă avea crengine. Dar n-am spus de atâtea ori, domnule, și doamne, iată-mă, nu se înțelege, noi plătim gunoiul la toți. Mult, de mult o să plătim. Noi am încercat să reducem din cantitatea de gunoi. De asta am dat la două probele, de asta încercăm să îl selectăm. Dacă nu o să selectăm, dacă nu o să ducem creanga să fie biodegradabilă, uite care ne-au solicitat, ne-am dus cu ăla, tocat-o. Eu sunt și vecine, dar nu e așa, băi, așa.
Dacă nu o să iarba să o ducem să putrezească, plângerii, tot. Hai să-i punem la grămadă și când o să cumpească iar la anul gunoi, iar o să zică, dar de ce plătim atât de mult gunoi? Păi uite de ce, că nu vrem să selectăm. De asta plătim. Păi nu, m-a zis dimineața, am văzut un conteru răsturnat la ulița, la Țuță, acolo, la Bogofor. Nu, e răsturnat, nu m-a avut doane, nu m-a dat. Da, fiindcă oamenii nu sunt conștienți, sunt bună și mai bun și pungea, am dat la toată lumea. Nu se putea, și dar care nu vrut, am dat pobierii. Și ei tot scot pungi de plastic, tot scot ca să le stindă câinii, să le... Da, nu, până o să ne educăm, o să mai dureze mult, dar... Sperăm să ne educăm și noi. Da, am avut controale, știți, de controale care am avut, că nu ne-a lăsat, cred că am fost zic ca să nu avem câte un control în ultima perioadă. Stăm bine, bineînțeles, la selectiv suntem prima comună pe județ, care am depășit încă... Cota care... Da, care mi s-a impus, selectăm. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm selectarea. Dar nu știu, când a fost ultima ploaie, nu dumneavoastră v-am spus, dar alții le-am arătat și fotografii. Mi-am minunat, crezi că ați văzut și dumneavoastră, cam câte gunoaie vin pe apă, câte pieturi vin în continuare pe apă. Ei, nu putem spune că e din altă parte, numai din comuna său, numai noi, de la noi, de la cetățenii noștri. Și acum, în continuare, adică venim la poartă, le colectează, da, venim la poartă, le luăm la fiecare de la poartă, le-am mai dat cu belă pentru selectat, dar ce putem să facem? Nu putem să intrăm. Păi să vină, că mai sunt, dar bineînțeles, avem bubele care au venit, la toată lumea le-am dat, care nu au avut, care la toată lumea am dat bubele și asta vrem să încercăm să... Dar în continuare se aruncă pe apă, în continuare se duce la cureu plastic și nailoane și... Nu mai spunem cum mai fost și copii care au fost la picnic și noi... Da, noi să informăm cine nu are bubele, să vină să vezi și o ridice. Da, da. Poți să vină la primărie să o ridici, că sunt. Da. În ce stadiu se mai află canalizarea? Da, canalizarea, cum se vede, repară fest. Au rezultate? Sau... Cum? Sunt rezultate? Păi rezultate sunt, dacă o să înceapă recepție, atunci o să vedem. Eu în continuare le-am spus, până nu-i totul ok, nu o să primească... Mai au puncte, care trebuie, dar înțeles, dar putea să le facă, nu? Nu vor, o să vedem atunci, când se înceapă recepția. Eu acum n-am putut să le mai impun nimic. Ei au spus, mi-a dat proiectantul lista asta de 28 de puncte unde au intervenit. Așa, mai departe că le-am zis, domne, da. Acum eu nu pot zice, da, mai avem, știm, n-am cum. Ei, când o să înceapă recepția, atunci, exact, o să facă probe, o să aducem din nou camera de filmat, o să o introducem iar, domne, aici ce, e ok? Clar. Să vedem, dacă în proiect spune că îți merge obturată conducta, că merge burtă, că merge, știu eu, canalul așa, sau, lăsăm așa, dar scrie. Filmarea tot e făcut acum. Se repară în internare, așa se vede bine, dar noi... Dar noi le-am pus la dispoziție toate, da. Dar eu o să le putem, că și acum dacă aducem din noi filmare, iar am bani, iar tot din bani. O să zic că o să plătească ei, cum? Cum adică? Păi așa mă... Dar și banii ăștia noi o să-i recuperăm. Clar, așa am făcut mica cu tărâni. Înțeles, dar cum, dar ce credeți că rămâne? Bine ar fi. Că dacă era fantezia noastră și era totul ok, plăteam noi din bătălat nostru și atât de recupera banii de la ei. V-am spus că o trimis pe unul să mă intimideze, mi-au zis că nu vrei să semnezi recepția la... Da, cum? Păi nu prea ia apă de ploaie, cum să fie apă de ploaie? Adică au făcut plângi la toate instituțiile, numai de la parohia, la Biserica Ortodoxă Română nu ne-a venit control. În rest au venit de la DSP, de la prefectură, de la apele românii, de la medii, de la... Dacă executau după aia... Cum? Poate? Executau după aia asta, dacă avea o frică de cineva și ea să o facă, nu o făcea de la început, dar așa, cred că o păstuia și el, să-i lasă mine deja așa. Dacă el crede că o să meargă și așa, să meargă, dar eu nu o să ne asum așa. Așa că... O întrebare. Am mai întrebat oamenii vis-a-vis de programul de cadastrare pe apa al său. Nu știu când, cum începe... Extravilam, da. Da, eu am venit săptămâna asta, au mai fost 3 zile, eu măsurat de la deal, de la capăt, de la bote. Știi zona? Da, cum? Dar noi am anunțat pe Facebook, dar nu știu câte postări am făcut. Și am anunțat și cetățenii din zonă. Acum au plecat, iar au zis că mai vin peste o săptămână. Ei vin, măsoară, îți duc, îi pun în
la ei în sistem. Am înțeles. Și revin. Nu, deci să stea liniștiți că noi o să anunțăm pe toată lumea la timpul. E gata. Da. Și ăsta e proiect de durată, durează un an și cadastrarea asta, nu se termină așa, așa repede. Care se grăbesc și vor să-și facă, eu știu, acte pe teren și asta, îi pare bine la un topograf și ăla să-l face în 3 zile, 4 zile. Na, 40 de zile, poate ar putea să-l face. 40 de zile și 40 de zile. Da, dar dacă vor grăbi, trebuie să aștepte. Domnul Ilice, poate mai puteți face două bucăți. Am solicitat niște persoane în zona la Rața acolo, de la Val de Sobotă, mai la Rața, vreau una și una o brință la Buboc, așa știi, la... Mai avem și bănci, mai avem și mese, dar am avut timp de efectiv să... Dacă nu sunt alte probleme, declarăm ședința închisă.